Începând cu această lună, cetățenii care au restanțe la taxe și impozite au depus cerere la primăria de care aparțin pentru a putea beneficia de scutirea de 25 sau 50% pentru sumele restante. Este și cazul comunei Scundu, care are 680.000 de lei sume restante din neplata taxelor și impozitelor sau amenzilor de circulație. Timp de o săptămână de când este aplicată această măsură fiscală, s-au încasat 80.000 de lei. Pus în aplicare această lege, e o lege din punctul meu de vedere foarte bună, ținând cont cam datorii la buget destul de mari, din anii trecuți undeva la 680.000 de lei. Deci zic că e bună, sunt multe guverne care și au început să vocifereze. În schimb, și chiar au fost mulțumit la această ordonată de urgență, pot să zic că în nicio săptămână am strâns 80.000 de lei. Cetățenii sunt și un lucru care iar mă bucură pe mine că am intrat pe data lungit până la 20 decembrie. Ne facem toate demersurile să anunțăm oamenii și din prima reacție omilor e un lucru foarte bun. Care este procedura? Oamenii chiar sunt încântați. Am trebuit să depună o cerere și apoi să-l plătească datoria. Era undeva până pe la 24 în aceasta, dar s-a prelungit până la 20 decembrie, ceea ce mă bucură. Care sunt cele mai multe amenzi de circulație? Da, sunt foarte multe. În mare parte soldul se datorează amenzilor de circulație. Și până de circulație mai sunt și alt tip de amenzi, dar eu zic că vă strânge o sumă frumoasă perioada asta, pentru că oamenii sunt chiar să receptivi, nu mă așteptam să fie de receptivi. Zilele trecute, Ministerul Finanțelor a decis prelungirea termenului pentru aplicarea amnistiei fiscale până la data de 20 decembrie 2024, însă termenul limită pentru depunerea notificărilor prin care se transmite intenția de a beneficia de această facilitate rămâne 25 noiembrie. Totodată, Ministrul Finanțelor anunță că va propune permanentizarea acordării bonificației de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp taxele și impozitele.